Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Vâlcu, discut cu Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, candidat la Primăria Generală a Capitalei. Evident, domnule președinte, o să vă întreb, sunteți cel mai experimentat, aveți cea mai îndelungată carieră politică dintre toți candidații. O să vă întreb cum vi se pare, cum vi s-a părut actuala campanie care, iată, s-a și încheiat, nu mai vorbim despre campanie la trecut. În această situație atipică de pandemie, în acest moment politic în România? Am să reiau ceea ce am mai spus în aceste zile. Caracteristica principală acestei campanii este lipsa dezbaterilor directe între principalii candidați. Și ceea ce consider că se întâmplă este o imitația campaniei prezidențiale din 2019, când Iohannis și Dăncilă nu s-au întâlnit într-o dezbatere sau mai multe dezbateri directe, dar măcar una ar fi fost necesară. Și același lucru se întâmplă și acum. Care este motivul? Senzația mea este că principalii candidați vor să utilizeze cât mai mult votul politic al partidelor lor, au bugete foarte mari de campanie pentru propagandă, și preferă să utilizeze aceste bugete. Pe de altă parte, s-au ascuns în tranșeele de la partid. Da? Și stau acolo liniștiți și fac să funcționeze mașinăria de propagandă. Deci filme publicitare, am văzut, dacă stăm să calculăm, sunt sume uriașe care s-au aruncat în această campanie din toate părțile. Inclusiv din partea lui Traian Băsescu. Aseară, de exemplu, pe YouTube era un adevărat asalt de filme publicitare cu Traian Băsescu, care costă bani, să știți, costă mult de tot. Așadar, revenind, aceasta este caracteristica de campanie. Regretabil, pentru că alegerile democratice nu înseamnă numai momentul punerii buletinului în urnă. Alegeri înseamnă și faza premergătoare, în care candidații se prezintă în fața alegătorilor cu un program, cu anumite proiecte pe care le expun, încearcă să le explice, să fie înțelese, să primească întrebări, fie direct din partea cetățenilor, fie prin intermediul presei. Și, sigur, apoi, în cunoștință de cauză, să voteze. Și aici vreau să trag un avertisment, un semnal de alarmă cetățenilor, să nu facă greșeala să voteze sigle de partid, pentru că nu partidele vor conduce comunitățile locale în viitor, ci oamenii care sunt în fruntea acestor comunități. Deci, experiența lor politică, administrativă, managerială, capacitatea de a demonstra ce au făcut până în prezent, reprezintă criteriile principale de alegere, nu apartenența la un partid. Apartenența la un partid nu este o garanție de performanță. Din contră, de foarte multe ori, cred că riscăm să ne frigem, cum s-a mai întâmplat și în trecut. Așadar, acesta este îndemnul meu și aș spune chiar rugămintea mea adresată alegătorilor, să fie foarte atenți pe cine aleg pentru următorii 4 ani. De ce? Pentru că alegerile locale, din punctul meu de vedere, sunt poate mai importante decât cele prezidențiale. De câte ori un alegător se lovește de, știu eu, probleme care țin de resortul funcției prezidențiale? Foarte rar. În schimb, ne lovim zi de zi, în viața noastră curentă, ne lovim de problemele legate de administrația locală, de buna sau proasta funcționare a administrației locale. Că este vorba de trafic, că este vorba de gunoiul menajer, că este vorba de calitatea drumurilor, că în București discutăm despre termoficare sau de ineficiența polițiilor locale. Deci toată gama de probleme ține în principal de administrația locală. De aceea calitatea administrației locale este decisivă în a ne face viața mai plăcută, mai bună sau din contră. Aveți dreptate, dar aici ar putea interveni chiar Parlamentul. Legea electorală ar putea obliga la dezbateri pe cei care
participă, iată, să spunem, cei care au finanțări publice. A fost luată această măsură și bine că a fost. Să fie obligație. De exemplu, eu am primit invitații de la, cred că aproape toate televiziunile din București, care au și acoperire națională, au vrut să organizeze astfel de dezbateri. Și au trimis invitații și eu am răspuns la toate imediat, fără niciun fel de condiții. Pentru că ceilalți contracandidați au pus condiții în așa fel încât să poată să justifice de ce nu participă. Și rezultatul ați văzut, nu s-a organizat nicio dezbatere între candidați. Da, legea electorală este bună, e un model german, să nu se mai financeze campaniile din cine știe ce fonduri dubioase, să nu depindă de sponsori, ci transparent partidele parlamentare primesc finanțare de la buget, dar ca obligație ar trebui să aibă aceasta, ca la posturile publice, nu știu, televiziunea centrală, televiziunile regionale, la sau să, cumva să, la un moment dat în campania electorală să se stabilească obligația de a participa la dezbatere, pentru că exact acest lucru m-a izbit și pe mine, faptul că fiecare a alergat pe stadionul lui sau fiecare a jucat fotbal fără să meargă față în față cu echipa adversă la el în pe terenul de antrenament. Ați venit cu proiecte pe toate temele pe care le-ați amintit, nu mai insist acum. Mă refer însă la ziua votului. Există risc de fraudă, așa cum invoca cineva, condițiile speciale din acest an pandemic ar crește riscul. De exemplu, sunt mai puțini voluntari în secțiile de votare, sunt mai puțin numărul celor care sunt dispuși să stea o zi întreagă acolo este mai redus. A apărut povestea cu mănușile care ar putea fi utilizate pentru anularea votului adversarului. Există riscuri, o să vedem după ce se încheie ziua de vot, care sunt, pentru că vor fi semnalări, n-am nici cel mai mic dubiu, de încercări de fraudare. Sunt metodele patentate, în ghilimele, dar probabil că vor apare și lucruri noi. Dar în orice caz, ceea ce mie mi se pare că este cu totul și cu totul nefiresc, este faptul că numărătoarea voturilor, finală, centralizarea voturilor, se realizează de un serviciu militarizat. Suntem singura țară din Europa unde se întâmplă așa ceva. Eu am serioase îndoieli cu privire la corectitudinea rezultatelor la alegerile pentru Parlamentul European. Și îmi mențin aceeași temere în legătură cu situația de la alegerile locale. De faptul că dăm unei instituții care nu este deloc transparentă posibilitatea să facă centralizarea rezultatelor și de aici asigur suspiciuni care sunt normale. Vedeți că în cea mai avansată democrație din lume, în Statele Unite, se constată la fiecare 4 ani la alegerile prezidențiale că apar fraude. Deci apar fraude acolo. Vă mirați? Apar fraude în Franța, apar fraude și în alte țări europene, legate de contabilizarea voturilor și așa mai departe. Contestații au fost în America după alegerea lui Bush, după alegerea lui Trump. Deci, da, numărătoarea cineva să ne garanteze că în România această operațiune uriașă se desfășoară în condiții perfecte, în care nu există niciun fel de risc de fraudă? Evident că nu. Și din acest motiv, cred că legea electorală va trebui modificată în așa fel încât să scoatem această instituție care nu are ce să caute în acest proces electoral. Da, nu, partidele fac numărători paralele, e foarte ușor acum tehnic vorbind să trimiți. Se fac numărători paralele în condițiile în care în fiecare secție de vot există cineva care are un telefon mobil cu care poate să să transfere datele și așa mai departe. Am făcut și noi exercițiul ăsta
și nu este o garanție suficientă, nu funcționează 100% fără deficiențe. Pentru că sunt zone, sunt secții de votare mai îndepărtate, unde nu au rețea Wi-Fi și așa mai departe și de unde nu poți să obții rezultatele în timp rezonabil, ca să nu spun în timp real. Când estimați din experiența alegerilor locale trecute că se vor cunoaște rezultatele măcar în marile orașe? În cursul nopții de duminică? Nu știu cât de vor decurge operațiunile de numărare. E greu de spus, da. Probabil că începând de duminică noapte vor începe să apară mai întâi în localitățile mai mici și după aceea în localitățile mai mari. Sigur că dacă sunt localități unde principalii candidați sunt umăr la umăr, acolo trebuie făcută numărătoarea până în ultimul moment și contabilizat fiecare vot. Dacă sunt diferențe mari, atunci se poate vedea chiar înainte de încheierea operațiunii complete de numărare cine este învingător. Se poate vedea o tendință. O altă particularitate a campaniei electorale din 2020 a fost sau este intervenția președintelui. N-am avut după 89 un astfel de moment. Nu mi-aduc aminte. Da, eu vă spun că apreciez că ați ridicat această problemă. Pentru că ieri de dimineață, când am aflat de întâlnirea președintelui Iohannis cu Nicu Șordan, am aflat acest lucru de la colegii mei de la Departamentul de Comunicare, eu am rămas absolut surprins. Ieri am avut la ora 12 o conferință de presă și primul subiect pe care l-am ridicat a fost acesta. Cum este posibil ca președintele în funcție să ia partea pe față unui candidat înscris în cursa electorală. Și președintele văd că a făcut-o fără niciun fel de reținere. Practic, el s-a transformat în garantul pentru Nicu Șordan, în garantul alegerii și calității programului lui. Sigur că poate această intervenție, i-aș spune, nefirească, dar și disperată, se datorează dezvăluirilor care au apărut în ultima perioadă în legătură cu Nicu Șordan. Dezvăluiri care și pe mine, nu vă ascund, m-au surprins foarte mult. De ce? Pentru că eu îl văd pe Nicu Șordan, într-adevăr, da, o persoană care, la care nu-mi fac iluzii, care avea vreo anumită pricepere sau experiență, evident, nu are, în conducerea unei primării. Dar părea să fie un om care a îmbrățișat o cauză nobilă, aceea apărării orașului, apărării, eu știu, spațiilor verzi, de asaltul care se produce pe măsură ce orașul se dezvoltă. Da? Un asalt care de cele mai multe ori afectează și estetica orașului, dar și spațiile verzi. Ca să constatăm după 15 ani în care ne-a vrăjit cu acest discurs, că de fapt el era la masă cu cei care sunt mafia imobiliară, rechinii imobiliari, negocia cu ei. Deci, dacă logica mea e următoare. Dacă tu te bați pentru o cauză corectă și ai legea de partea ta, deci ai nevoie să negociezi. Lasă să lucreze legea și instanțele. N-ai ce să negociezi cu ei. Negocierea înseamnă un compromis. Cedezi tu? Păi dacă cedezi, înseamnă că cedezi de la lege. Legea nu e făcută să fie interpretabilă. Deci toată aura aceasta pe care și-a creat-o s-a evaporat. Deci singurul lui atu era acesta. Din păcate, cred că pentru foarte multă lume, e un mare semn de întrebare în legătură cu moralitatea acestei persoane, care era singurul lui atu. Bun, e ciudată și formula aleasă. Dacă în 2016 argumentul cu care veneau cei din partea lui Nicu Șordan era noi suntem noi, adică noi suntem noi în politică. Au trecut 4 ani de când participă inclusiv la guvernare. Parlament, Europarlament. Și mai e o treabă. Și această alianță, adică minus cu plus dă minus. Practic, asociindu-se cu
PNL-ul nu prea mai pot invoca noutatea în politică. Da, bine, hai să spunem că poate vor să spună altceva, că nu au avut exercițiul funcției publice. Dar în legătură cu Nicușor Dan și cu el, să știți că e membru al Parlamentului, dar nu a fost în Parlament. Da, nu a fost în Parlament. El a fost absent în Parlament. Nu știu, era în instanță, se ducea să negocieze cu cei din zona imobiliară, avea alte preocupări, dar în Parlament nu a venit, a fost absent. El n-a învățat, să zicem, nici măcar această latură a politicii care este esențială, parlamentarism. Da, în fine. Un personaj foarte, foarte ciudat. Acum se explică probabil multe, inclusiv porecla pe care o poartă Plicușor Dan. Și credeți că intervenția prezidențială l-a ajutat, îl spală de păcate, îl propulsează? Dacă l-a ajutat, în orice caz, ce e foarte grav este acțiunea președintelui. Și presa, foarte puțin, dumneavoastră, am văzut Ion Cristoiu, au sărit să sancționeze această abatere gravă a președintelui. Eu am spus ieri că toate aceste lucruri trebuie contabilizate și că la un moment dat, în momentul în care se umplă paharul, trebuie acționată pârghia constituțională, adică suspendarea președintelui. Îmi pare rău că liderul PSD a dat a făcut o declarație că problema suspendării nu intră niciun fel în discuție. Dacă punem problema în acest fel, atunci asigur că președintele nu are decât să considere că poate să facă orice, să încalce Constituția de oricâte ori crede, pentru că este intangibil și cred că e o mare greșeală. Președintele trebuie să înțeleagă că are obligația să respecte Constituția, care spune clar care e rolul președintelui. El este echidistant față de partide, trebuie să fie un moderator în societate, trebuie să rezolve conflictele interinstituționale, pe când el, așa cum acționează, e un biet agent electoral al PNL-ului și al lui Nicușor Dan. Nu s-a mai văzut așa. Să știți că și Băsescu nu se poate spune că respecta Constituția. Avea o formulă pe care am reținut-o la Băsescu. Spunea, domnule, zice, e la limita Constituției. Știți ce însemna la limita Constituției la Băsescu? Că a depășit limita, a trecut în partea cealaltă. Dar mai vorbea de ea. Iohannis nu are niciun fel de preocupare în acest sens. Și e foarte grav și cred că dacă Băsescu în parcursul celor două mandate, aduc aminte, a avut parte de două suspendări și sau organizat două referendumuri de suspendare din funcție, pentru Iohannis nu e timpul trecut și dacă așa va proceda în continuare, eu cred că până la sfârșitul celui de-al doilea mandat s-ar putea să pățească și el pocinogul. Între noi, fie spus, eu cred că devine este și Constituția această ipocrizie să pretinzi unui om care candidează din partea partidelor cu sprijin de partid, după ce a făcut activism, poate să fie independent, practic să fie un monarh constituțional cu mandat de 5 ani. E greu. Mai degrabă ar trebui, dacă ne dorim să fie deasupra partidelor, să medieze și așa mai departe, ne-ar trebui monarhie constituțională cinstită, știi, nu are nevoie de partide. Ori președintele a avut nevoie anul trecut de PNL și într-un fel își plătește datoria față de ei. Nu în fine, poți invoca independența. În fine, mai grav mi se pare însă ceea ce face premierul și mă miră că Partidul Național Liberal, care s-a luptat atâta vreme cu, să spunem, regimul post-comunist, cu abuzurile, a insistat pentru, în favoarea democrației, acum să o pună sub semnul întrebării, adică să considere Parlamentul ca fiind, nu știu, o greutate, ceva, un obstacol. Un obstacol pentru planurile minunate ale guvernului, ba mai mult să nu respecte legea. Eu cred că aici trebuia să aibă Parlamentul o intervenție mai dură atunci când
Parlamentul, când guvernul a hotărât să nu respecte, de exemplu, legea pensiilor. Da, fără să ceară un vot. Adică că era pregătită moțiunea de cenzură, dar moțiunea de cenzură, după cum știți, s-a împiedicat din cauza lipsei vorumului. Acum ce se întâmplă? Acțiunea discreționară a președintelui, sfidarea Parlamentului de către actualul guvern, toate acestea conduc în mod incredibil către o formulă de autoritarism pe care n-am prea mai văzut-o în trecut și care va trebui să fie un avertisment pentru ce ar putea să se întâmple după alegerile parlamentare de la finele acestui an, în cazul în care PNL-ul va ajunge să formeze guvern. E un avertisment foarte serios pe care vreau să-l dau pentru sănătatea democrației. Pentru că lucrurile se vor deteriora și mai mult. Eu am văzut, am studiat în aceste 8-9 luni de când Orban conduce guvernul, împreună cu Iohannis ca președinte, care sunt derapajele democratice. Și nu sună bine deloc. Nu-mi place deloc ce se întâmplă. Cu toate deficiențele, cu toate tarele pe care le avea democrația românească în anii 90, cred că guvernanții de atunci aveau mai mare respect pentru Parlament, pentru instituții, decât în momentul de față. Da, atacuri în valuri la adresa CCR, la adresa avocatului poporului, nu știu, erau mult mai atente ambasadele, partenerii occidentali. Ambasadele, să știți ceva, iertați-mă că vă întrerup. Ambasadele, nu știu, erau atente, fără doar și poate. Dar nimeni la vremea respectivă nu își permitea, așa cum văd în perioada aceasta, mă refer la unii dintre ambasadori, să intervină în procesul electoral. Niciodată în anii 90 nu s-a întâmplat așa ceva. Iar pentru că ați menționat Curtea Constituțională și Avocatul Poporului, dați-mi voie să vă spun că discursul lui Rareș Bogdan la adresa Avocatului Poporului este discurs de factură fascistă. Ăsta este fascismul incipient, care este tolerat în PNL, este tolerat în USR, este tolerat și de UDMR, care văd că face cu ochiul către PNL pentru viitoarea guvernare. Nu am văzut pe niciunul din înalții responsabili ai acestor partide să ia atitudine față de aceste excese de limbaj, e puțin spus, este un eufemism. Da? Sunt formule grave de atentat la democrație. Nu știu ce se va întâmpla cu acest personaj, având în vedere că el este membru al Parlamentului European. Când Parlamentul European va vedea traducerile discursurilor lui, eu cred că el va fi acolo stigmatizat și dat la o parte. Bun, poate sunt influențele pamfletarului, mă rog, de când era jurnalist, dar acest atac la Avocatul Poporului vine, cum să spun, eu făceam referire la situația din 2012, când la fel a fost, fusese schimbat Avocatul Poporului, probleme cu Curtea Constituțională și au sărit partenerii occidentali, doamna Merkel. Sunt curios acum dacă dânsa este mulțumită cu situația și încurajează aceste atacuri permanente la Curtea Constituțională. Practic, la orice decizie care nu corespunde solicitării guvernului, sunt atacați judecătorii. Da, sunt, de ce? Pentru că actualul guvern, în loc să înțeleagă care este raportul interinstituțional cu Parlamentul și să respecte Parlamentul ca for decizional suprem, ținând cont că Parlamentul este instituția care legiferează și guvernul este legiuitor delegat. Deci, de câte ori guvernului nu-i convine ce face Parlamentul, se adresează și contestă deciziile Parlamentului la Curtea Constituțională. Așa cum ați spus, orice decizie a Curții Constituționale care respinge sesizările făcute de guvern,
imediat sunt criticate, dar nu numai criticate. Să știți că într-o democrație, sigur, poți să ai un punct de vedere, nu poți să interzici libertatea de exprimare și libertatea de gândire. Poți să nu ai același punct de vedere, dar punctul de vedere al Curții Constituționale trebuie respectat. Punctul 2. Se dorește transformarea Curții Constituționale într-un arbitru politic, ceea ce nu trebuie să se întâmple. Politica trebuie arbitrată în Parlament și între Parlament și majoritate prin votul majorității. Atât, nimic altceva. Nu este utilă, nu este sănătoasă intervenția unei alte structuri deasupra Parlamentului care să, cum să spun, să dea câștig unuia dintre participanți. Da? Deci, atacul la Curtea Constituțională e foarte grav, atacul acesta virulent, de o virulență incredibilă. Nu există, să știți, un astfel de limbaj. N-a să spuneați de pamflet. Nu există. Sigur, unul care e pamfletar e liber să spună toate prostiile. Liber. În fine, și acolo trebuie o anumită responsabilitate. Dar Rareș Bogdan ăsta nu este un individ de pe stradă. E parlamentar european. Are funcția de, mi se pare ceva, de prim vicepreședinte în PNL. Deci, anumite responsabilități ai, nu poți să vorbești așa, să vorbească gura fără tine, cum se întâmplă în cazul lui. Sau, în fine, poate nu vorbește gura fără el. Ceea ce spune o face de plin conștient. Și de aceea trebuie sancționat. În primul rând, din interiorul partidului ar trebui sancționat și de ceilalți care sunt în coaliția asta politică din care face parte. Eu nu cred că vorbește de capul lui, mai ales că observ aceeași idee pe punctajul cu care merg vin în spațiu public și restul comunicatorilor PNL. Tocmai da. De aceea am fost sunt îngrijorat de aceste atacuri. Discuția, eu mi-am spus punctul de vedere, trag un semnal de alarmă, pentru că aceste derapaje nu ar trebui să fie permise într-o țară care respectă regulile democratice și instituțiile. Apropo de poliția locală, ați vorbit despre ineficiența poliției locale. Varianta, propunerile unei părți a spectrului politic erau de desființare. Iarăși mi se pare că nu de desființare, ar trebui ca, adică să aduci instituțiile mai aproape de cetățeni, poliția locală, așa cum avem și în Statele Unite, e subordonată direct primarului poliția locală, da, tocmai pentru că primarul, prin intermediul primarului, cetățenii a poliției față de primar ridică semne de întrebare și critici care poate uneori sunt îndreptățite. Și anume posibilitatea unei acțiuni lipsite de toată obiectivitatea a poliției locale. Dar haideți să o luăm pe rând. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este că avem o poliție locală care este ineficientă. Poliția locală mi se pare că a devenit un fel de structură cu o eficiență îndoielnică, unde se cazează foarte bine tot felul de șefi, adjuncți, șefuleți, șef de birou, șef de servici, șef de nu știu mai ce. Au competențe limitate la sector. Dacă un infractor ajunge să fie urmărit într-un sector și trece în sectorul celălalt, poliția locală nu mai are voie să-l urmărească. E motivul pentru care eu propun ca toate cele 6 poliții de sector și poliția locală a Bucureștiului să se unească într-o singură structură. Și acum sigur că se pune și problema pe care dumneavoastră, cărora să le dăm responsabilități clare, precise și să fie încadrate cu profesioniști. Mai departe se pune problema subordonării. E foarte greu de convins pe cineva că primarul, dacă are în subordine această poliție, nu va folosi poate în scopuri de interes politic. Da? Și atunci rămâne o soluție la îndemână pe care noi n-am exersat-o. De ce nu s-ar alege printr-o procedură transparentă șeful poliției? La nivelul capitalei. De ce nu am putea să alegem șeful poliției? Cum este ales primarul, alegem și șeful poliției. Cum este? Care este problema? Șeriful ales în Statele Unite. În șeriful comunitățile ales în din America. Da? Deci, noi avem nevoie de o poliție locală pentru că infracționalitatea,
în București, în țară, peste tot este în creștere, au apărut aceste clanuri mafiote care, pe care le văd tolerate, atenție, și au început să acționeze în cadrul partidelor. Uitați-vă ce se întâmplă cu clanurile mafiote, cu legăturile cu Nicușor Dan, cu USR-ul. Uitați-vă ce se întâmplă același lucru cu clanurile mafiote în PNL. La Giurgiu, de exemplu, este o jale. Acolo alegerile sunt, sau direcția și rezultatul alegerilor este dictat de clanurile mafiote care în momentul de față sunt în curtea organizației PNL Giurgiu. Da? Și nu numai județul Giurgiu, și în multe alte orașe. Am văzut ieri la Câmpina același lucru. E un semnal foarte îngrijorător, pentru că dacă aceste partide vor fi penetrate de mafie, atunci asigur că e clar ceea ce se întâmplă. Ele vor răspunde intereselor acestora, vor promova oameni din rândul lor care sunt corupți, care au altă agendă decât agenda cetățeanului și așa mai departe. Am văzut, să știți, lucrurile acestea îngrijorătoare în București. Să știți, e o realitate, și anume mafia piețelor din București. Nu este numai problema pe care o ridică producătorii de legume, de fructe, de zarzavaturi care vin în piețe și care se lovesc de această mafia piețelor. Și oamenii mi-au reclamat, am fost acum în această perioadă în foarte multe piețe din București și au venit și mi-au spus foarte clar, apărați-ne de această mafie. Mafia este și cea care asigură administrarea piețelor și este foarte bine împărțită. Unii țin piața, alții țin bufetele de pe lângă piață, ce mai sunt pe acolo, tot felul de magazine, de gherete și așa mai departe. Cum apreciați că interferă cu alegerile locale sau impactează alegerile locale performanța guvernului și mă refer aici strict la deschiderea școlii, nu? Primul test major al acestei toamne. Primul test l-a căzut, că a funcționat școala 10 zile și în București s-a oprit de joi începând, s-a oprit ca să repornească miercurea viitoare. Dar evident că impactează. Eu credeam că o să mă întrebați altceva. Îmi place foarte mult. În aceste săptămâni am asistat la o serie de inaugurări, nu funcționale, de diferite obiective edilitare, da? Sau de infrastructură. Am asistat la inaugurări electorale. Trenul Gara de Nord, aeroportul Otopeni, care a făcut o cursă și după care s-a oprit pentru că inaugurarea de facto va avea loc în decembrie. Inaugurarea metroului din drumul Taberei, care la fel se așteaptă să treacă ziua de duminică cu alegerile ca să-l închidă și să termine lucrările. Inaugurarea podului Ciurel, care mai mult încurcă decât rezolvă problema. E foarte prost. E caragios, e ridicol. Eu nu știu, dar a fost un concurs. Știți că este și un ban care circulă zilele astea. Atenție la cei care își renovează casele, că dacă cumva le terminați în perioada asta, riscați să vă treziți cu Iohannis și Orban la inaugurare. A fost și inaugurarea șantierului. Deci nu a unei lucrări cât de cât e un moment important. Important este ca șantierul să demareze, nu să se ducă să pună așa zisa piatră de temelie și după care dispar. Stați o clipă. Și șantierul începe nu știm când. Păi s-au tras și focuri de artificii, nu doar că s-a pus piatră de temelie, dar în fișa acelui proiect scrie că vor fi realizate lucrările 16 km în, nu știu, 30 de luni, ceva de genul ăsta, adică mai mult de 2 ani ca să faci 16 km prin câmpie. Domnul Vâlcu, ritmul de executare a lucrărilor publice este foarte lent pentru că responsabilii beneficiarii acestor lucrări nu înțeleg că trebuie să se implice în supravegherea evoluției lucrării, realizării lucrării. Da? Am să vă spun ceva. Sunt inginer constructor și am debutat ca inginer stagiar lucrând pe șantiere de lucrări publice, de lucrări edilitare. Am lucrat la prima stație de metrou din București, Stația Unirii. După aceea am lucrat la pasajul subteran și parcajele de la Bucur Obor. Aveau termene de execuție. Da? Era un grafic
de execuție a lucrărilor, care era respectat. O lucrare mare, cum a fost cea de la Obor, pasajul subteran și parcajele, le-am realizat într-un an și trei luni. Eu m-am uitat în București să văd cât durează lărgirea, extinderea șoselei denumită Glucoza, șoseaua Glucozei, da? În zona Pipera, Toboc. S-a făcut o extindere. Fabrica de glucoză. Sunt niște rețele care care au trebuit, evident, modernizate și după aceea drumul respectiv cu semnalizări. Cred că a durat 2 ani de zile. Deci nu se poate. Dacă nimeni nu supraveghează, și aici vorbesc de primărie, sau în cazul șoselei de centură a Bucureștiului, care este în subordinea Ministerului Transporturilor, lucrările astea durează cu ani. Șoseaua de centură a transporturilor, ca să râde, șoseaua de centură a Bucureștiului, care ține de Ministerul Transporturilor, a fost inaugurată, lucrările vorbesc, au fost inaugurate când eram prim-ministru. Am început lucrările în 2008. Suntem în 2020 și nu e realizată nici măcar în proporție de 50%. Pentru că nimeni de la minister nu se preocupă, domne, avem finanțarea asigurată, avem front de lucru, care sunt obstacolele și așa mai departe. Nu funcționează altfel. Din păcate, sigur că ar trebui totul să meargă pe roată, odată lucrarea aprobată, totul să fie, să meargă lin, uns. E, nu se întâmplă așa. Deci dacă nu se implică cineva, și vă spun lucrul ăsta din experiența proprie ca prim-ministru. În momentul în care am preluat mandatul de prim-ministru și mai aveam 2 ani până la data de 1 ianuarie 2007 pentru aderarea României la Uniunea Europeană, eram extraordinar de în urmă cu o serie de dosare pe diferite capitole. Dacă nu m-aș fi implicat să văd care este pe fiecare domeniu, stadiu, care este evoluția, ce piedici sunt și să descurc chițele, nu am fi aderat la 1 ianuarie 2007. Da? Și câteodată coboram la un nivel de detalii care poate nu erau de nivelul primului ministru. Dar eram conștient că dacă nu o fac, ratez. Da? Deci aveam această responsabilitate, nu puteam să mă derobez în fața ei și nici n-aș fi putut să vin cu scuze că e de vină funcționarul X sau instituția Y. Asta e realitatea. Acum, pentru că alegerile vin și trec, stau și mă întreb ce se întâmplă după alegeri. O să rămânem în continuare, așa văd, cu același sistem de termoficare în București neeficient, în care se îngroapă miliarde și miliarde de euro, aproximativ între 3 și 4 miliarde de euro pentru modernizarea rețelei de termoficare și pentru modernizarea centralelor termice. Și aici mă distanțez net, sunt pe o poziție diametral opusă față de actualul primar și de Băsescu, care susțin în continuare că trebuie băgați bani în modernizarea sistemului actual de termoficare moștenit din perioada comunistă, care este complet depășit. Citeam un raport cu o săptămână în urmă a Elcenului, care vorbea de pierderi în rețea de 2,2 milioane de litri pe oră. Nu este o cifră greșită. Deci 2200 de tone sau 2,2 milioane de litri pe oră de apă caldă. Aceste pierderi le plătesc utilizatorii sistemului de termoficare, care primesc acasă apă caldă și căldură prin sistemul de termoficare. Soluția este una curajoasă, trebuie abandonat acest sistem și banii pe care îi avem la dispoziție, de la primărie sau de la Uniunea Europeană, trebuie folosiți pentru achiziționarea de centrale termice de apartament sau de bloc. Nu mai depind de Elcen, nu mai depind de Radet când vrea să-mi dea căldură, când repară, când nu știu mai ce. Nu mai sunt obligat să acopăr pierderile prin sistem. Da? Și costul este între 1,1 și 1,5 miliarde de euro față de 3-4 miliarde bani care se bagă în actualul sistem de termoficare. Atenție! Peste 20 de ani trebuie reluată operațiunea pentru că țevile între timp au ruginit. Presupunând că lucrarea e făcută bine și totul e pus la punct. O să rămânem mai departe, am senzația, cu aceeași problemă de trafic, pentru că văd că nu a existat o discuție clară să văd care sunt propunerile pentru rezolvarea problemei traficului în București. Și să știți că aici nu e vorba nici de minuni, se pot face lucruri care să reducă timpul de așteptare în trafic al bucureștenilor considerabil prin soluții care costă rezonabil sau aproape nimic. Vă dau un exemplu.
introducerea sistemului de management integrat al traficului cu semafoare inteligente, da, cum se spune. Există aceste sisteme, funcționează, sunt firme mari europene specializate în domeniu care oricând pot să implementeze acest sistem în București și care poate să reducă cu până la 30% timpul de așteptare în trafic. Dar sunt și alte lucruri care trebuie făcute și care nu costă nimic. De exemplu, decalarea orelor de începere a școlilor și grădinițelor. Decalarea orelor de începere a programului de lucru pentru bugetar, pentru instituțiile bugetare și pentru sectorul privat. Nu costă nimic. Da? Decalarea orelor de lucru. Și sigur că se va câștiga foarte mult. Evident că sunt altele unde trebuie să investim. Dacă nu se termină centura capitalei zilnic, cele 700.000 de mașini care tranzitează Bucureștiul vor continua să participe la trafic și să îngreuneze traficul. Lipsa unui metrou de suprafață ușor, care să facă legătura între centrul Bucureștiului și localitățile învecinate, care sunt ca niște rezervoare din care Bucureștiul se alimentează cu forță de muncă. Da, sunt mulți bucureșteni care lucrează în afara Bucureștiului, da? Și care la fel participă la acest trafic intens. În fine, am prezentat în programul meu foarte multe soluții pe care putem să le adoptăm în acest sens. Sigur că aici trebuie menționat extinderea transportului public, gratuitate pe transportul public, nu ca un gest demagogic sau populist, ci pentru a atrage cât mai multă lume spre transportul public. Extinderea rețelei de metrou, bineînțeles construcția de parcări. Vreau să semnalez un lucru. În București din 1990 încoace s-a dat în funcțiune o singură parcare la universitate pe durata mandatului lui Sorin Oprescu. Atât? Păi, atunci să ne mire că este acest haos în circulația din București. În fond, oamenii care și-au cumpărat mașini, unde să le parcheze? Nu e vina lor? Da? Și mai e încă ceva. Trebuie să recunoaștem că încă românii nu au ajuns la cultura pe care o au cei din vest să spună, dom'le, mașina mai mult mă încurcă. Nu, dragostea de mașină funcționează. Foarte mulți vor să-și cumpere mașină nouă, mai frumoasă, mai nu știu cum, și dacă și-o cumpără, vor să se și plimbe cu ea, să se bucure de ea. Vă spun și ceva din punct de vedere personal. Eu, de exemplu, foarte greu aș ajunge de la mine, de la acasă, la birou sau la parlament, cu un mijloc de transport în comun, că nu am nimic la îndemână. Și sunt obligat să folosesc mașina. Da? Folosesc câteodată scuterul sau folosesc câteodată bicicleta, dar nu pot să le folosesc întotdeauna. Când sunt, eu știu, am o ședință, nu pot să mă duc chiar în costum. Am mers și în costum pe scuter. Nu e asta o problemă. Se poate și asta. Dar sigur că ar trebui să înțelegem că mobilitatea blândă, biciclete electrice, trotinete electrice, care văd că au din ce în ce mai mult priză la cei tineri, trebuie și astea extinse foarte mult. Deci spuneam că asta e o altă problemă serioasă care cred că va rămâne în continuare nerezolvat. Problema colectării deșeurilor în București. Eu la mine la bloc aveam într-o perioadă, până acum vreun an și ceva, containere pentru colectare selectivă. Veneau gunoierii, luau containerele în care unii puneau, într-un loc puneau hârtie, sticlă separat și așa mai departe, gunoi menajer, și le vărsau în aceeași benă. Între timp au dispărut containerele de colectare selectivă, nu mai există, nu se mai face colectare selectivă și bineînțeles că ăsta e un lucru care nu se mai întâmplă, cred că, nicăieri în Europa civilizată. Peste tot se face colectare selectivă pentru că toate aceste materiale pot fi reciclate, evident. O să rămânem în continuare cu groapa glina care emană mirosuri în loc să existe o instalație modernă, o uzină modernă de tratare a deșeurilor menajere. V-am dat numai câteva elemente. Putem să discutăm de sistemul de sănătate, de spitalele care țin de municipalitate, unde nu înțeleg de ce nu se face un sistem complet pentru toate achizițiile, sistem centralizat de achiziții, în așa fel încât să economisim bani. Să dispară practicile astea din spitale, unde pacienții vin cu mâncarea de acasă, cu medicamentele de acasă. Domnule președinte, am observat și la alți candidați ALDE că nu se tem să propună proiecte, cum ați spus dumneavoastră, inovatoare. Mă rog, la Dâmbovița, de exemplu,
și mi-a plăcut Ionel Petre cu aeroportul. Da, ne trebuie soluții diferite. Avem nevoie de alte abordări dacă o luăm așa incremental, câte un pas, pas cu pas, cum s-ar zice, va dura mult până ajungem mai departe. Care ar fi în încheiere mesajul, un mesaj sintetic scurt pe care îl adresați alegătorilor pentru poi mâine? Sunt două lucruri pe care vreau să le spun. În primul rând, legat de București și de campania pe București, sau mai bine spus, de viitorul Bucureștiului. Eu sunt gata să rup aceste bariere care au funcționat atâta vreme în dezvoltarea orașului. Lipsa unui plan de urbanism general a dus la o dezvoltare haotică a Bucureștiului, în loc să avem un București armonios, un București care să-și modernizeze zona veche a orașului și să-și dezvolte, așa cum este firesc, celelalte cartiere prin înglobarea localităților adiacente Bucureștiului, în ceea ce s-ar putea numi marea metropolă a Bucureștiului. Vreau să depășim această nostalgie, Bucureștiul micul Paris, și să trecem la ideea Marele București. Marele București, metropola reprezentativă pentru o țară care este în fond a șaptea țară ca mărime în Europa. Așa văd eu dezvoltarea viitoare a Bucureștiului, pe măsura potențialului pe care îl avem. Dar, din păcate, nu a existat și nu cred că va exista o viziune în acest sens pentru dezvoltarea Bucureștiului, cu excepția implicării în anumite mici proiecte pe care, sigur că da, le putem realiza, facem cât un pasaj. Pasajul este foarte bun, este cea mai scurtă cale între două semafoare, așa spun unii specialiști. Nu înseamnă că nu trebuie făcute, dar trebuie o viziune mai largă care trebuie elaborată pe baza unui plan de urbanism general. Bucureștiul nu are așa ceva. Și a unei legi a Bucureștiului, apropo, legea Bucureștiului datează din 1939. Sigur că nu mai este funcțională. Dar dacă o să vedeți acolo cum era organizat Bucureștiul, care erau condițiile impuse dezvoltatorilor imobiliari, o să rămâneți absolut uimiți. Da? Nu inventăm astăzi nimic. Al doilea lucru pe care doresc să-l spun este, evident, mă adresez către alegători. Mi se pare o mare greșeală ca alegătorii să voteze siglele unor partide în spatele cărora s-ascund niște oameni. Uitați-vă întâi la cine sunt candidații. Care este experiența lor profesională, în primul rând? Experiența politică și administrativă, mai ales. Și alegeți oameni care au demonstrat că au făcut, nu care promit că or să facă. Acesta este îndemnul meu, oriunde s-ar afla, în București sau în alte localități din țară. Vă mulțumesc, domnule președinte, mult succes duminică. Vă mulțumesc foarte mult.